Popa, jurnalist Radio TV, astăzi în Clubul Prietenilor de la 10, așa cum am anunțat deja încă de la începutul emisiunii, Stela a ajuns astăzi la radio și dacă vreți să vedeți cum arată Stela Popa astăzi în Clubul Prietenilor de la 10, intrați rapid pe site-ul nostru www.romaniactualități.ro ori pe pagina noastră de Facebook România Actualități. Bună ziua, Stela, mă bucur foarte mult că ai venit și în Clubul Bună ziua, mulțumesc, mă bucur și eu că după 10 ani sunt din nou la Radio România Actualități pentru că am avut o frumoasă colaborare în 2009 cu Radio România Internațional. Am reușit să aducem Republica Moldova mai aproape de Europa, așa se numea emisiunea pe care o realizam, inclusiv la Radio Chișinău. Mai aproape de Europa însemnând că aducem Basarabia mai aproape de România pentru că nu poți ajunge în Europa dacă nu treci prin România. Te dor de radio măcar din când în când, Stela? Da, am început la radio, și teama mea cea mare era că nu avem o voce potrivită pentru radio la un moment dat m-am întâlnit cu cineva de la Radio, Radio Europa Libera am avut o experiență foarte frumoasă cu colegii de la Chișinău și Vasile Butnaru, un jurnalist reputat de acolo, mi-a zis ai încredere în tine, uite-te ce voce am eu și am reușit, pentru că și el avea vocea puțin scârțuită, cum spunea el Și că până la urmă această voce puțin scârțuită aduce un fel de un plus de valoare, cel puțin așa așa cred eu, dar a durat până este... m-am acomodat da. cu ideea mă întrebau colegii în liceu Mă întrebau colegii dacă fumez în clasa a șaptea Pentru că eu am venit de la țară Eu sunt generația celor din Republica Moldova Care au fiert în sucul propriu la țară Asta s-a întâmplat în URSS În orașe erau vorbitorii de rusă Și la țară eram noi, țopârlanii Cum ne numeau la un moment dat vorbitorii de limba rusă Și uite că țopârlanii la un moment dat Au, au decis să vină și să arate cine sunt și îți spuneam că am venit de la țară pe la 11-12 ani A decis tata să mă ducă la un liceu românesc Am avut parte de niște profesori extraordinari din România Din Iași, din Roman Eu am făcut carte românească La fel ca și bunicii mei Care au făcut patru clase la români Cum se spunea în Republica Moldova, în Basarabia Patru clase, dar bune Eu m-am mirat la un moment dat că bunica mea citea în latină și nu înțelegeam cum s-a întâmplat um, Și mi-a explicat, zice, stai un pic că Tu ești născută în URSS, dar înainte de URSS Să știi deci că mi-au spus până la urmă, Da, da. mi-au spus tranșant niște lucruri Și după aceea, când am crescut puțin mai mare Mi-au explicat rădăcinile De unde mă trag, pentru că în momentul în care au venit soldații sovietici în Basarabia, bunicul meu, străbunicul meu, Toadera Grosului, a fost împușcat pentru că nu a vrut să le dea vaca. A ținut străbunicul vaca de coarne și a zis nu dau nimic rușilor și atunci au scos calașnicul și l-au împușcat. Ei, e o istorie în spate și eu țin foarte mult la rădăcinile mele, de aceea am ținut musai să redobândesc cetățenia română, nu prin căsătorie, deși am avut posibilitatea. I-am zis, Frank, soțului meu, Întâi îmi redobândesc cetățenia română și după aceea ne căsătorim, pentru că eu vreau să-mi redobândesc natural, firesc, dreptul meu românesc. Mi se zbârlește pielea atunci când... când Dar e cald aici, să știi. Foarte emoționante sunt cuvintele tale și sunt convinsă că această emoție a ajuns și dincolo de microfoane către cei care ne urmăresc. În primul rând că am, a... ești o norocoasă că ai locuit la țară, este un privilegiu pentru da, foarte mulți, mulți oameni. Ai putut să te bucuri de Aer curat, ai mâncat legume, fructe, fructe proaspete, curate și am mai putut să mă mai bucur de ceva de Radio România și de TVR. Nu știu nici până ziua de astăzi nu-mi explic cum de aveam TVR-ul în URSS. Deci eu nu am avut televiziune rusească acasă, în casă Bine, eu și sunt, mă trag dintr-o familie de profesori, de intelectuali de la țară Tatăl meu, fiind un proromân înveterat, ți-am zis că aveam acea istorie în spate da. Eu sunt stela Popa pentru că el era un mare fan al stele Popescu <laughs> Și tata mi-a pus numele stela... Dumnezeu să o dignească, da. Mare doamnă. Mm -hmm. Da, uite, a, a demonstrat doamna stela Popescu că și peste prut nasc oameni. Era o vorbă, nasc și la, la Moldova oameni. Da. Uh, așa. Și tata mi-a pus numele stela, popa în numele stele Popescu. M-am întâlnit, am avut ocazia, am avut visul acesta să o întâlnesc pe marea doamna teatrului românesc și am spus și s-a bucurat foarte mult. E! un pic s-au încurcat borcanele știu de când m-a botezat preotul. <laughs> pentru că a mers bunica la preot și a zis, uite, vrem să o botezăm stela și preotul a zis, care stela? În carte... Cartea bisericească, da. nu există numele Stela. Și m-a botezat Svetlana. <laughs> După aceea și la fratele meu la fel s-a întâmplat, pentru că Tatăl meu i-a pus, era, urmăream meciurile de fotbal acasă, nu aveam TVR-ul și stăteam pe TVR tot timpul. Și tata era un mare fan al unui fotbalist din România și a pus numele fratelui meu Sorin. S-a dus iarăși bunica la preot peste șase ani după botezul meu și a zis, vrem să-i punem numele Sorin. Și atunci preotul, foarte supărat, a întrebat-o, doamne, dar de unde luați numele astea ciudate? nu de există fotbal. Sorin. Și l-a botezat Simion. Eu când mă enervam pe fratele meu, îi spuneam de fiecare dată, Simion. <laughs> Mulțumesc pentru, pentru frumusețea cu care povestești. Te ascultam cu atenție și atunci mi-am dat seama, așa, așa am găsit explicația faptului că vorbești corect limba română fără niciun fel de, fel de accent rusesc și probabil că acest lucru te-a ajutat să obții mult mai ușor un loc aici în, în la jurnaliștilor români din audiovizual. Cum ai ajuns la TVR? Am lucrat foarte mult asupra accentului. <laughs> Când eram mică nu înțelegeam îl și întrebam pe tata, tati, dar ei, adică cei din România, vorgesc la fel și în viața de zi cu zi. <laughs> și adică, că, ce ți-a zis? Da, și mi-a zis că zice, păi e firesc, așa vorbesc. Și atunci mi-a plăcut atât de mult cum se vorbea la TVR, cum se vorbea la televizor. Și am zis, nu, eu nu trebuie să am accent, eu, trebuie să vorbesc ca și cei de peste prut. Am lucrat foarte mult, enorm, și până la urmă, nu știu cât de bine mi-a reușit, dar e. am venit la TVR, a fost o pură întâmplare. De fiecare dată când prezentam știri la Chișinău și până la știri am avut și o experiență, am și scris, am fost și la radio, mi-a plăcut să depășesc un pic limitele și a fost o pură întâmplare pentru că eu îmi imaginam de fiecare dată că prezint știri în România. Și mi-am imaginat acest lucru și în momentul în care eram la țară, în momentul în care stăteam în fața oglinzii și ziceam că eu trebuie să fiu prezentatoare de știri. Și de acolo a pornit: Ai grijă ce îți dorești, că se poate întâmpla. A fost o pură întâmplare. Eu eram la un post de televiziune, unul dintre cele mai bine cotate din Republica Moldova. A venit o ofertă să trec la TVR Moldova. Le-am zis că aș vrea să rămân la postul de televiziune la care eram de la Chișinău, pentru că eu oricum vroiam să vin în România, eram deja căsătorită, și le-am zis că nu are rost să-i încurc să, să merg la TVR Moldova. Și atunci, Claudiu Lucaci, șeful de la știri de pe acea vreme, mi-a zis că bine, ne mai vedem. Într-o seară, peste vreo patru luni, mi-a dat un telefon și a zis, Vila București, conduceam m-am parcat, deci nu, nu, era peste, nu, nu-mi imaginam așa ceva că se poate întâmpla și am zis, lasă-mă un pic să mă gândesc, să procesez informația. Ei, după aceea a fost, a intervenit mutarea și au fost mari emoții. Recunosc, am avut mari emoții pentru că cei din Republica Moldova mă tot întrebau, dar cum sunt românii? Okay. și le-am zis, cum sunt? Cu patru... Uh, picioare cu trei urechi, cum sunt? Sunt oameni. Ca toți oamenii. Um, am fost prima basarabeancă ajunsă la un pupitru de știri din România și am vrut să demonstrez că se poate. Deci poți să treci, adică important e să-ți dorești. Pentru că de multe ori Basarabenii au o scuză, a, noi avem accent, a, românii sunt nu știu cum în raport cu noi. Nu e adevărat. Rușii de la Moscova sunt uh, mult mai stile raport cu, cu rușii din Republica Moldova și știi cum le zic? Le zic moldoveni. Pentru că așa cum au Basarabeni accent în limba română, la fel au accent și rușii când se duc Corect. rușii din Republica Moldova când merg la Moscova. Și le-am zis asta frumusețea, pentru că și acum colegii înainte de știri mă roagă ia mai zi un ghinișor sau ceva <laughs> și le-am zis nu mi stricați accentul, lăsați-mă după, după buletin. Ați curioasă cum ar suna un buletin de știri prezentat de tine în limba moldovenească, aceea de dincolo păi de nu, prut. și la, hmm. ba, nu, ba nu, stai așa. Nu? Și la Chișinău există tendința să prezint știrile cu accentul de la București. Toată lumea vorbește și se să vorbească ca la București. Alta e situația în Transnistria. Acolo, da, se prezintă în, în limba moldovenească. Am o mulțime de lucru să, să te întreb referitoare la această pasiune a ta pentru televiziune, pentru jurnalism. Până la urmă, știi, eu nu cred că te duci la serviciu. Cred că te duci mai degrabă uh, într-un loc... Uh, unde îți face plăcere să ajungi. Întâlnirea ta de la ora 19 cu telespectatorii, îmi vine să spună ascultători, sunt telespectatori. Probabil că ascunde în spate foarte multă muncă, așa cum ai povestit. Sunt și lucruri amuzante pe care le-ai trăit acolo, lucruri mai puțin văzute de noi, telespectatorii, pe care ai vrea să ni le povestești acum. Îmi place că în România presa este mult mai prezentă și nu este aservit atât de mult puterii, la fel cum se întâmplă în Republica Moldova, din păcate. La The Twitter Revolution din 7 aprilie 2009, anume... Pe asta s-a mizat. Asta a fost dorința de schimbare a tinerilor basarabeni. Să nu mai fie atâta ingerința puterii în mass-media și și au dorit mai multă libertate a cei tineri care au ieșit în stradă care și au dat viața pentru că dacă a murit un tânăr, eu cred că au murit mai mult decât un tânăr. Și asta și-au dorit schimbarea. În ce îmi place în România este că există libertatea presei, îmi place că jurnaliștii au coloană vertebrală. În Republica Moldova, din păcate, neavând o paletă foarte largă și neavând de unde să aleagă, sunt într-un fel forțați să, să înghită și să se supună. Pentru că oamenii, de, au acasă copii, au copii pe care trebuie să-i dea la școală, asta este mare diferență. În România, dacă nu ți-a plăcut ceea ce se întâmplă într-o redacție de știri, ai toată libertatea să mergi într-o altă redacție. Corect, așa este. Da, asta se întâmplă și îmi pare rău pentru că, din păcate, ne-am întors după aprilie 2009 de unde am pornit. Din păcate, în 2009 totul era frumos și, și părea că se schimbă, și tinerii care au luptat acolo aveau speranță pentru viitor. Acum acei tineri au ales să plece din Republica Moldova. Acum acei tineri vin masiv în România. Eu am zis la un moment dat, într-un interviu, că basarabenii vor forța ușa Uniunii Europene. Dar nu ușa Uniunii Europene. Ei vor forța, de fapt, ușa um, României. <laughs> și asta au făcut. Pentru că acum ceea ce a făcut România bine a fost acord de burse studenților din, din Republica Moldova și să-i primească acasă pe cei de dincolo. Dar ar fi bine ca cei care vin încoace să preia din experiența românească, să se întoarcă acolo și să forțeze parte frontiera de pe Prut. Da, Sârma Ghimpat a fost dată jos în 2009 de pe Prut, îți dai seama. După atâta timp, noi mai aveam o, o sârmă ghimpată. Am și o acasă o bucată. Dacă vrei eu să stai o bucățică și o să-ți trimit. <laughs> da din, din, din sârma de la Prut, dar nu știu, s-a dat fizic această sârmă jos, nu s-a dat și din mentalitatea noastră sârma asta jos, adică Prutul încă rămâne un, o graniță, încă rămâne un impediment. Și nu știu de ce România nu este atât de prezentă la Chișinău, tarabele de la Chișinău, abundă de, de presă în limba rusă. Eu nu am mers, cred că vreun an la Chișinău și când m-am întors mi-am dat seama că limba rusă din păcate încă mai este dar nu din păcate adică împotrivă, a luat un avânt și mai mare se vorbește mai se mult vorbește rostă. mult mai și este cool să vorbește în limba rusă la Chișinău acum mai nou președintele Republicii Moldova Igor Dodon, a cerut um, un nou statut pentru limba rusă um, în actualele condiții și mai mult de atât credem, nu știu, pentru că când spuneam că fierbeam um, în, în URSS în sucul propriu um, la țară, noi ne conservam și, deși vorbeam acea limbă arhaică, acea limbă română cu accent, um, noi vorbeam limba română corect. Acum, tinerii, când vin de la țară, vin la Chișinău, primul lucru pe care îl fac este să vorbească în limba rusă, stâlcit, o limba rusă prost vorbită, dar să vorbească în rusă. Asta este tendința. Și îmi pare foarte rău că mulți colegi, mulți prieteni sau de la țară care vin, își dau copiile, copiii la școli în limba rusă. Eu asta nu înțeleg. Până la urmă, este o realitate. Poate că într-o bună zi se vor schimba lucrurile și acolo. Aș vrea acum să vorbesc cu tine, Stela, despre o altă pasiune de-a ta, pe lângă televiziune sau pe lângă presă și pe lângă limba română vorbită corect, pasiunea aceasta de a scrie cărți pentru copii. Asta a apărut odată cu nașterea fiului meu. Să străiască, să te bucuri <laughs> Mulțumesc, de el. Doamne, ajută. Um, da. Nici eu nu am știut că am această pasiune, m-am redescoperit. Când a apărut fiul meu pe, pe lume, mi-am dat seama că sunt o altă stela. Nu mi-am imaginat că pot să fiu atât de sensibilă, nu mi-am imaginat că o știre în care o bonă agresează un copil poate să mă marcheze atât de mult, încât la sfârșit, la final de jurnal, apia de pot să-mi iau la revedere de la telespectatori. A fost foarte greu în momentele acelea. Înainte nu aveam treabă, înainte prezentam, eram uh, mai detașată. Acum, când aud o știre despre un copil, uh, când mă întâlnesc cu copii, uh, când i-am doamne, să vezi când vin la lansări, sunt atât de, de simpatici, e atâta firesc în comportamentul lor, e atâta sinceritate, aș vrea să preluăm mult din sinceritatea lor, lumea ar fi altfel. Și mi-a mi mai plăcut un lucru. Au apreciat foarte mult că am scris în limba română, pentru că, așa cum spuneam la Chișinău, eu veneam la București, înainte de căsătorie, și tot timpul mă întorceam cu valiza plină de cărți. Mă rugau mămicile, uite, i-am cartea aceea în limba română, cartea cealaltă pentru copii. Și când a apărut copilul meu pe lume, m-am dat seama că este o lipsă. Acută de carte românească, în special pentru copii în Republica Moldova. Eram atunci acolo, în Republică, când a apărut filmul pe lume. Și am zis, stop, trebuie să fac ceva, trebuie să intervin. Și am intervenit scriind prima mea carte, Îngerii Mării, care pornește tot de la povestea unui copil, acel copil care a naufragiat, acel copil care, alături de mama lui și de fratele lui, dorințe ajungă către o viață mai bună, s-au necat în apele mării și m-a marcat foarte mult acea poveste pentru că o noapte întreagă am plâns, fiind mamă, am simțit puternic acea tragedie, și am ales uh, să, scriu. Uh, Îngerii Mării, prima carte, a apărut, uh, nu știu, s-a scris de la sine, nu pot să-mi explic cum s-a întâmplat asta și e cartea pe care fiul meu uh, o place cel mai mult. Este cartea uh, pe care, odată la două zile, cred că o răsfăiește. Cât <laughs> ține are fiul tău? Acum? A face cinci ani. Mulți înainte deja, băiat mare. Mulțumesc tare mult. Știi că se spune că fiecare părinte învață în fiecare zi câte o lecție de la copilul lui. O, da. Nu toți părinții <laughs> au răbdarea să observe la timp această lecție și poate să o aplice. Și aș vrea să te întreb care sunt cele mai frumoase, lecții pe care tu le-ai învățat de la băiatul tău. Am învățat că trebuie să fiu lângă el, în primul rând. Am învățat să, să mă nu știu, adică să reușesc cumva să combin cariera, este foarte importantă cariera, dar să combin cariera uh, cu familia, nu știu, e destul de greu, asta trebuie, într-o relație trebuie să te înțeleagă și partenerul foarte mult. Îți iese întotdeauna să combini foarte bine cele nu, două? nici vorbă, nu, și lipsesc foarte mult în momente cheie și îmi reproșesc de fiecare dată asta. Și băiețelul tău ce spune când te la televizor și nu ești acasă lângă el? A, e ceva firesc, nu mai reacționează, nu, e deja ceva firesc să fie mami la televizor sau tati, cu da. <laughs> Dar fiul meu știe că în momentele în care suntem împreună, iubirea trebuie să fie maxim. <laughs> ne pupăm foarte mult, fiul meu îmi spune să știi că de altfel, fiul meu este cel mai bun critic indirect, pentru că el îmi alege poveștile. Eu scriu, și acum scriu povești, scriu, în primul rând le scriu în fiecare seară povestindu da. Și aveam o metodă, le registram la un moment dat, pentru că după aceea le uitam. După ce la adormeam pe fiul meu, mergeam, le scriam, reveneam, următoarea seară când ne culcam și dacă lui nu-i plăcea, rămâneau la sertar. Poveștile care au apărut, cele patru povești, sunt cele care i-au plăcut cel mai mult lui. Vrei să citești ce spun ascultătorii despre, despre, tine? O să-i citesc mesajul lui Marius Bogdan. Când auzi astfel de povești, te simți norocos că te-ai născut în România. Cristina Istrate, tot pe Facebook, frumos mai vorbește fata asta și uite, trimite și, și o inimioară. Sunt multe, multe dintre... Mulțumesc da, foarte mult! Da, nu o să reușesc să le citesc pe toate, o să te rog pe tine să intri pe pagina noastră și dacă vrei să le răspunzi prietenilor noștri. Aș vrea să te întreb, atunci când ești aici în România și ți-e dor de casă... Dar de să Republica... știi că eu mă simt că am venit de acasă acasă. Mie mi-a plăcut foarte mult în România, din prima când am venit în București. Pentru mine era foarte ciudat să aud doar în limba română vorbindu-se. Nu pot să descriu senzația. Nu mi-explicam cum s-ar putea vorbi doar în română. Și spunea Tatiana Popa vestită actriță din Republica Moldova, spunea în momentul în care am ajuns la București, am crezut că am ajuns în Franța, pentru că cineva i-a spus, pardon, <laughs> <laughs> eu am știut că vin la București și pentru mine era foarte ciudat să ascult atâta limbă română și nu mă mai saturam să o ascult. și-ți spun, eu sunt de acasă-acasă, o dovedește și faptul că alături de mine este familia mea, că au venit în România, că fratele meu s-a acomodat foarte bine în România, îi place foarte mult aici. Este apropo acea plecare Tinerilor de Republica Moldova, de care spuneam și care e păcat că se produce până la urmă. Uite, te pentru cei din Republica Moldova, pentru artiștii din Republica Moldova, România este o pistă de lansare. Exact. la Irina Rimeș, puțin mai devreme da, am da, 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 da. Nicoleta uh, nu, că slavă da. Domnului, sunt o grămadă. Da, deci România este clar o pistă de lansare pentru cei din Republica Moldova. Toată lumea dorește să ajungă în România, toată lumea își dorește să vorbească ca la București. Eu am fost acum de curând la Chișinău și la magazin mi-a zis o doamnă, vorbeam cu soțul la telefon și mi-a zis: "Sunteți din România? Vai, no. dar și frumos mai vorghiți. <laughs> și am zis: "Nu, doamnă, sunt româncă ca și dumneavoastră dumneavoastră, sunt de aici, de la Ciocana, dintr-un cartier. Stella, din trebuie să ne oprim, din păcate, trebuie să ne oprim aici. Îți mulțumesc și îți doresc Eu vă mult, succes. Nu mai bine, Doamne ajută! Și te așteptăm cu drag de fiecare dată aici la Radio România Actualități. Mulțumesc!